Thank you.
Florine. Vreau să transmit încă o dată și pe această cale familiilor îndurerate și camarazilor din Forțele pentru Operații Speciale și din Armata Română condoleanțe pentru această grea pierdere. Vreau de asemenea să mă folosesc de prezența dumneavoastră aici, să mulțumesc cetățenilor buzoieni care își cinstesc în acest mod deosebit eroi. Nu-i vom uita niciodată. Este un moment dificil, dar noi suntem profesioniști. Vom continua cu misiunile așa cum au fost ordonate. Ne vom face datoria pentru țară, pentru că vreau să vă spun că securitatea României se asigură nu numai aici, se asigură și la mii de kilometri depărtare. Ceea ce fac oamenii noștri în Afganistan este eroic, este foarte important pentru România și trebuie să le cinstim memoria. Vă mulțumesc. O anchetă în curs de desfășurare. Detaliile nu pot fi prezentate. Cert este că la nivelul coaliției s-a constituit o comisie de investigație și o să, în momentul oportun, Ministerul Apărării Naționale, prin structurile de specialitate, vor prezenta situația pentru publicul din România. Am vorbit cu el la telefon aseară, este în condiții bune, se mișcă, iese din salon, intră în salon în Spitalul Militar din Lanștul, așteaptă să-i vină prietena care cu siguranță îi va ridica moralul, fratele, familia, mama, tata, deci din punctul ăsta de vedere avem și o veste bună. Militarii forțelor pentru operații speciale parcurg o pregătire de lungă durată înainte de dislocarea în teatrul de operații, iar înainte de această pregătire, ei au o pregătire militară foarte solidă.